Dragii mei, mă bucur că avem posibilitatea și cu această ocazie să fim alături de Cuvântul lui Dumnezeu, mai ales pentru că în timpul de astăzi trăim vremuri deosebite, vremuri grele, în care de multe ori suntem loviți de incertitudine și nu mai știm ce decizii să luăm, încotro să apucăm. E o vreme pe care Domnul Iisus Hristos a profetizat-o în cuvântul său, cel sfânt, și ne-a spus, de fapt, că în timpul din urmă vremurile se vor îngreuna, nu atât din punct de vedere financiar sau a stării de lucru pe care noi le avem în jurul nostru, mai mult din punct de vedere a relației noastre cu Dumnezeu și poate chiar a relației noastre unii cu alții. Aș vrea cu această ocazie să vorbim despre un lucru care probabil măcar o dată ne-a afectat pe fiecare dintre noi. Aș vrea să vorbesc despre istoria unor ucenici care de altfel aveau anumite așteptări, anumite gânduri cu privire la Domnul Iisus Hristos. Dacă ar fi să mergem în istorie înapoi, să privim la momentul în care Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe pământul acesta și a venit cu gândul ca El să plătească pentru noi, pentru mine, pentru tine, pentru fiecare dintre noi, pentru ca prin jertfa sa noi să putem avea o intrare liberă la Tatăl, să putem fi numiți, așa cum frumos spune cuvântul lui Dumnezeu, copii al lui Dumnezeu. Însă o mare parte dintre credincioșii ce l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos atunci, ucenici, așa cum se numeau ei,
au înțeles greșit, de fapt, această venire a Domnului Iisus Hristos. Au avut așteptări care, pe moment, atunci nu s-au împlinit. Iar aceasta a adus descurajare în viața lor, decepții și i-au trecut printr-o criză teribilă. O criză de felul acesta poate să fie astăzi în viața noastră, în viața mea și în viața ta. Și este important ca în momente de felul acesta să găsim puterea să privim dincolo de norul care ne desparte de Dumnezeu și să privim la Domnul Iisus Hristos și atunci vom înțelege de fapt că El întotdeauna are rezolvare pentru orice problemă din viața noastră. Dacă deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia scrisă de Luca, în capitolul 24 și citim împreună versetele 13 și 14, Sfânta Scriptură ne vorbește despre acești doi ucenici zicând: în aceeași zi, iată doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplaseră. Dacă ar fi să ne întrebăm, de fapt, ce se întâmplaseră de curând în Ierusalim, știm cu toții. Este vorba despre istoria răstignirii Domnului Iisus Hristos, moartea sa, îngroparea sa și apoi tot felul de teorii cu privire la învierea Domnului Iisus Hristos. Unii spuneau, de fapt, că ucenicii i-ar fi furat trupul și au făcut cine știe ce cu ei. Alții ziceau, de fapt, că romanii ar fi făcut lucrul acesta sau cărturarii și fariseii. Însă mai erau și unii care spuneau că ar fi înviat. Și tocmai despre aceste lucruri discutau acești ucenici. Mai mult decât atât, ei se simțeau înșelați și au pus încrederea în El. Credeau că în acea sărbătoare națională a poporului evreu, Paștele, Iisus Hristos avea să fie înălțat ca rege și în sfârșit s-ar fi terminat cu domnia romană, cu tirania romană, ar fi devenit un stat independent, ar fi devenit într-adevăr o lumină a lumii, așa cum își doreau ei de multă vreme. Dar iată că toate acestea s-au spulberat. Și acum, obosiți, supărați, aparent fiecare dintre ucenici încerca să-și îndrepte gândurile către casa lor, către lucrurile pe care le-au lăsat, le-au părăsit, pentru ca să-L urmeze pe Învățătorul, așa cum îi se spunea. Există un gând minunat în Hristos, Lumina Lumii, și a vrea împreună cu această ocazie să ne folosim de această carte minunată și să vedem, de fapt, ce era în inima acestor oameni, acestor doi creștini, ucenici ai Domnului Iisus Hristos. În Hristos, Lumina Lumii, la pagina 795, primul paragraf din această pagină ne spune: târziu, în după amiaza zilei învierii, adică duminica, nu? Doi dintre ucenici erau pe calea către Emaus, un orășel la vreo 15 km de Ierusalim. Ucenicii aceștia nu avuseră un loc de frunte în lucrarea lui Hristos, dar aveau o vie credință în El. Veniseră la oraș să serbeze Paștele și erau foarte mult tulburați de evenimentele ce avuseră loc de curând. Auziseră vești de dimineață în legătură cu luarea trupului lui Hristos din mormânt, precum și cele spuse de femeile care îi văzuse pe îngeri și îl întâlniseră pe Iisus. Acum se întorceau acasă pentru a cugeta și a se ruga. Plin de întristare, ei își urmau drumul vorbind despre cele văzute, la judecată și la răstignire. Niciodată nu fuseseră atât de deznădăjduiți. Este foarte important lucrul acesta, să vedem pe acești oameni care au fost alături de Domnul Iisus Hristos în toate acțiunile din viața sa. Au fost alături de El atunci când a înviat morții, atunci când a frânt pâinea și a mulțit pâinea, a mâncat din pâinea Lui. Au făcut minuni extraordinare, nu? Și ei au fost martori lângă Domnul Iisus Hristos. Și au pus încrederea în El, și au lăsat case, meserii, și au încercat să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos cu speranța că într-o zi toate aceste nenorociri, necazuri se vor termina. Și credea că acea zi este foarte aproape. Cu bucurie aștepta sărbătoarea Paștelor. Aștepta momentul ca Domnul Iisus Hristos să intre în Ierusalim. Chiar au organizat, ne aducem aminte cu toții, acea intrare minunată a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Și chiar strigau: Osana fiul lui David, împăratul tău vine! Iar acum, trecuseră atâta vreme, doar puțin, de la moartea sa. Și erau plini de deznădejde. Gânduri negre veneau asupra lor, se întrebau unii cu alții: ce s-a întâmplat?
De fapt, unde este cel care a fost promis că îi va salva? Dragii mei, sunt multe lucruri în viața noastră ce ne inundă și nu avem întrebări la ele. Suntem încercați, poate. Ne întrebăm de ce îngăduie Dumnezeu ca anumite probleme să vină în viața și inima noastră. Și deseori suntem și noi pe același drum, pe aceeași cărare, care duce de fapt departe de Dumnezeu. Suntem cu fruntea plecată și gândim mereu la problemele din viața noastră. Vedem de fapt că aparent ni se pare că am fost înșelați. Ne așteptam ca Dumnezeu să lucreze într-un anumit fel în viața noastră și El nu a lucrat așa. Am fost surprinși de multe ori de felul în care a lucrat Dumnezeu și nu găsim răspunsuri. Este extraordinar că oamenii aceștia se aflau în acest moment într-o stare extraordinară de decăzută. Spune că niciodată n-au fost atât de descurajați. Niciodată n-au fost atât de disperați. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Evanghelia scrisă de Luca, versetele 15 și 16 din 24, capitolul, că pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat de el și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. Vă dați seama de fapt cât necaz și câtă suferință erau asupra lor. Se întâmplă de multe ori în viața noastră. Personal am experimentat momente de felul acesta. Să stai aproape de un prieten de-al tău, un cunoscut de-al tău și să fii atât de apăsat, atât de concentrat asupra unui lucru din viața ta, a unei enigme pe care nu poți rezolva. Să stai de vorbă cu persoana aceea și să nu știi cu cine vorbești. Disperarea era asupra lor. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care a stat atâta vreme lângă ei, erau bucuroși să-L vadă de fiecare dată, acum s-a alăturat lor în această călătorie. Stătea lângă ei, dar datorită necazului și a disperării, spunea cuvântul lui Dumnezeu că ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Nu-L cunoștea pe Cel care era viața pentru ei. Nu-L cunoștea pe Cel care avea să le dea totdeauna rezolvare la orice problemă din viața lor. Tot Hristos, Lumina Lumii, ne vorbește în pagina 795, paragraful 2, următoarele. Nu ajunseră departe în călătoria lor când li s-a alăturat un străin. Dar erau așa de absorbiți de necazul și de deznădejdea lor, încât n-au privit la el de aproape și și-au continuat conversația destăinuindu-și gândurile inimii. Meditau la învățăturile pe care li le dădăsere Hristos, învățături pe care se pare că nu sunt în stare să le înțeleagă. În timp ce vorbeau despre evenimentele care avuseră loc, Iisus dorea să-i mângâie. El văzuseră durerea, le înțelegea ideile contradictorii, pline de teamă, care îi tulburau și îi duceau mereu la gândul, se poate ca acest om care a îngăduit să fie atât de mult înjosit să fie Hristosul, ei nu mai puteau să-și rețină durerea și plângeau. Câtă frământare era acum și în inima Domnului Iisus Hristos. Atât de frumos ne spune aici cuvântul acesta, citatul acesta. Iisus s-a apropiat de ei. Le înțelegea problemele din inima lor. A văzut de fapt ideile din mintea lor contradictorii. Nu găseau rezolvare. Și spune cuvântul sfânt, atât de frumos, că ar fi dorit să-i mângâie. El le-a văzut durerea. El le-a înțeles ideile contradictorii pline de teamă, care îi tulburau și îi aduceau mereu cu gândul, se poate oare ca acest om atât de înjosit să fie Hristosul? Haideți să privim în viața noastră. Nu suntem noi de multe ori asaltați de idei de felul acesta? Privim în jurul nostru, la ceea ce se întâmplă astăzi și ne întrebăm oare unde vom ajunge? Mai mult decât atât, poate că privim în biserica noastră și vedem atâtea idei, atâtea gânduri, atâtea învățături, atâtea curente. Și dacă nu ești întemeiat pe cuvântul lui Dumnezeu, stai și privești și spui, dar oare până la urmă cine are dreptate? Iisus Hristos vede frământarea ta și frământarea mea, vede frământarea noastră. El este acela care este lângă noi în momentul acela. Dar problema e că datorită apăsării noastre și dorinței ca noi să rezolvăm această problemă, noi nu-L vedem pe El lângă noi. Spunea atât de frumos aici că El ar fi dorit să-i mângâie și astăzi El dorește același lucru, să te mângâie pe tine, să aducă mângâiere în viața și inima noastră și în familia noastră. Dar pentru că noi suntem atât de absorbiți de lucrul acesta, necredința își pune amprenta în viața și inima noastră și ochii noștri sunt împiedicați ca să-L vedem. Sunt atâtea păreri și de multe ori
mintea noastră este frământată și aceasta aduce descurajare. Și diavolul atunci se bucură și spune, ia uite, mai încă un pic, încă un pic și îl despart de Hristos, de Dumnezeu. Dar mulțumim că avem un Dumnezeu atât de bun. Și în această istorie vom învăța de fapt și vom vedea că El niciodată nu va pleca de lângă noi. El va fi întotdeauna lângă noi, El ne va ajuta, El ne va da speranță. El va fi Cel care va rezolva problema vieții noastre dacă noi ne punem încrederea în El. În Evanghelia scrisă de Luca, mai departe, versetele 17 și 18, cuvântul lui Dumnezeu ne spune. El a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Ei s-au oprit, uitându-se triști. Drept răspunsul unul dintre ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici, în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Interesantă întrebare. Domnul Hristos, dintr-o dată, intră în conversație cu ei. A văzut că nu îi recunoaște, că nu-l bagă în seamă. S-a apropiat de ei și a zis, dar despre ce vorbiți voi? De ce sunteți atât de frământat? Care este problema voastră? Și ei s-au uitat la el și ce au văzut în omul acela? Un străin. Îți dai seama, necazul de multe ori te aduce în această situație să vezi în Iisus Fiul lui Dumnezeu, acela care poate să aducă rezolvare în viața ta, să vezi un străin în el. Și străinul acesta îi iubea atât de mult, s-a apropiat de el, de ei, a stat de vorbă, s-a apropiat de inima lor și drag le-a vorbit. Care este problema voastră? Ce vă frământă? Tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat zilele acestea în Ierusalim? Dragii mei, dacă stăm și analizăm de fapt cine nu știa ce s-a întâmplat zilele acelea în Ierusalim? Iisus, Fiul lui Dumnezeu, acela care de atâta vreme le-a spus că împărăția mea nu este din lumea aceasta. Acela care mereu le predica și le spunea de fapt că voi bate păstorul și oile vor fi risipite, iar acum se împlineau aceste cuvinte. Acela care întotdeauna le-a spus de fapt că fiecare din voi veți găsi un prilej ca să vă lepădați de mine? Sau ei nu înțelegeau? Și totuși, ei îl vedeau pe acest Iisus, un străin, care nu înțelegea și nu știa ce s-a întâmplat zilele acelea în Ierusalim. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune mai departe că Iisus cumva s-a arătat așa interesat de problema lor și chiar a intrat în discuție și a întrebat, dar ce s-a întâmplat? Versetele următoare, 19-21, ce le-a zis el? Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic, în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Nu știi aceste lucruri, nu știi ce s-a întâmplat. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Cât de trist, ce mare dezamăgire, nu? Să fii convins de un anumit lucru și să vezi de fapt că ai crezut o minciună. Cât de dezamăgit! Dacă e să privim la istoria pionierilor adventiști, atunci când s-a vorbit despre revenirea Domnului Iisus Hristos, ce dezamăgire au trăit și au lăsat case, proprietăți, au încetat să mai lucreze, au abandonat servicii, s-au dedicat cu viața lor 100% în a se pregăti pentru momentul când Iisus are să vină. Timpul a trecut și Iisus n-a venit. Au calculat din nou, au fixat o altă dată și aceasta s-a dus. O mare parte dintre ei s-au prăpădit, s-au pierdut și au pierdut credința în Dumnezeu. N-au vrut să recunoască de fapt că undeva ei au greșit. N-au vrut să înțeleagă de fapt că Dumnezeu niciodată nu greșește. Același lucru se întâmpla acum în viața acestor ucenici. Se poate întâmpla și în viața ta și în viața mea în aceste momente. Când poate fiecare dintre noi ne-am fixat ținte, ne-am fixat profeții în viața și inima noastră. Și vedem de fapt că lucrurile nu sunt așa și nu se împlinesc în tocmai cum ne-am gândit noi. E posibil să apară descurajare în moment de felul acesta. E posibil să ne pierdem credința. Dar vreau să-ți spun, dragul meu, în aceste momente deosebite, Iisus este acela care a promis că va fi lângă tine și lângă mine, că ne va ajuta
Și așa cum în această ocazie el vine lângă prietenii săi și se coboară la nivelul lor și se face și el un neștiutor și întreabă, ce s-a întâmplat? Iar ei, plin de durere, spune, nu știi ce s-a întâmplat cu Iisus? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va veni și va aduce liniște și pace și prosperitate poporului nostru și vom deveni din nou mândria lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, iată că este a treia zi de când s-au împlinit toate aceste lucruri și nu se mai știe nimic. Circulă zvonuri, dar pe care să le crezi? Oamenii aceștia, într-adevăr, erau dezamăgiți. Ei au pus suflet. Ei nu erau creștini de formă. Nu erau creștini așa doar să-i vadă lumea. Ei au sacrificat totul, au dat totul pentru Dumnezeu. Viața lor era doar pentru Iisus. Iar acum s-au simțit că sunt dați la o parte. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos atunci a făcut un lucru extraordinar. Așa cum obișnuia El să o facă întotdeauna. Versetele următoare, 25-27, ne spune Sfânta Scriptură, atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce a spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit toate scripturile ce erau cu privire la el. Cât de frumos vine cuvântul lui Dumnezeu, nu? Aici. Vine Domnul Iisus Hristos și spune, o, nepricepuților! Așa, dintr-o dată, străinul acesta le vorbește. Și le aduce aminte despre tot ce le-a predicat Domnul Iisus Hristos când era cu ei. Când făcea minuni, stăteau seara liniștiți de o parte și povesteau. Le aduce aminte toate aceste lucruri și spune, nu vă aduceți voi aminte, nu știți voi că Hristos trebuia să pătimească? De ce nu credeți tot ce a spus prorocii, ce a spus Isaia? Și le aduce aminte din cartea lui Isaia cum Iisus avea să fie răstignit, avea să fie batjocorit, avea să fie dus ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, avea să fie asuprit, El nu avea să se apere niciodată, avea să poarte păcatele noastre a întregii lumi. Le spune toate aceste lucruri. În inima lor se simțeau mustrați. Dar nu înțelegea de unde știa străinul acesta toate aceste lucruri. Este important că astăzi, prin Duhul Sfânt, Dumnezeu ne spune același lucru. Nu luați părți din Scriptură, credeți tot ce a spus prorocii. Să aveți o temelie sigură, să nu fiți purtați încoace și încolo de vânt, în stânga și în dreapta. Lăsați-vă călăuziți întotdeauna de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu impuneți părerile voastre și gândurile voastre dincolo ce vrea să ne spună Dumnezeu. Nu vă dați cu părerea în planul lui Dumnezeu. Ne spune același lucru și atât de frumos spunea aici, nu trebuia să sufere Hristos aceste lucruri ca să intre în slava sa. Și a început de la Moise și le-a tâlcuit toate scripturile ce era cu privirea de la el. În Hristos Lumina Lumii, pagina 796, paragraful 3, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește ceea ce se întâmpla despre ceea ce se întâmpla în viața și inima ucenicilor în momentul acela. Ucenicii se întrebau, cine putea să fie acest străin care pătrundea chiar în suflet și le vorbea atât de serios și plin de duioșie și simpatie și cu atâta nădejde? Cine putea să fie acesta care să aducă atâta speranță în viața și inima lor? Vedeți, de multe ori Hristos ne vorbește în același fel nouă. Ajungem seara obosiți acasă, deschidem Sfânta Scriptură și vedem cum în mod direct Dumnezeu ne vorbește și ne spune de fapt și ne întărește și ne dă speranță și nădejde. Iar acum stătea lângă ei un om, un străin și le vorbea în felul acesta și ei se întrebau, cine poate să fie acesta? Parcă are aceeași putere pe care o avea Stăpânul, Mântuitorul. Și ne spune mai departe, pentru prima dată de la trădarea lui Hristos, speranța renăștea în inima lor. Pentru prima dată de la trădarea lui Hristos. Ce a făcut Hristos pentru ei? Ei se simțeau trădați de Hristos. Și acum ziceau că pentru prima dată de atunci a început să
crească nădejdea în inima lor. Speranța a reînviat, nu? Spunea cuvântul lui Dumnezeu. Deseori priveau la însoțitorul lor și gândurile că vorba lui era tocmai cele pe care le-ar fi spus Hristos, erau plini de uimire și inima lor a început să tresalte de bucuria așteptării. De pe buzele Mântuitorului porneau cuvinte de viață și asigurare. Cât de frumos este ca în momente de deznădejde, de nesiguranță, să privești către Mântuitorul. Să-i ceri sfatul atunci. Când crezi de fapt că nu mai știi încotro să apuci, întoarce-te către Domnul Iisus Hristos. Privește în viața Lui. Cere-i Lui ajutor. Lasă-te călăuzit de El. Și El va găsi întotdeauna timp și mijloace ca să-ți aducă speranță și nădejde. El este acela care poate să aducă din nou lumină în viața ta. El este acela care poate să aducă speranță că există un Dumnezeu care și-a dat viața pentru tine și pentru mine. Și indiferent de starea în care ai căzut, indiferent de păcatul pe care l-ai făcut, indiferent dacă l-ai trădat sau nu pe Domnul Iisus Hristos, El este acela care a murit pentru tine și călătorește a tine pe drumul acesta al descurajării în care te afli. În momentul acesta, cuvintele Domnului Iisus Hristos pentru ucenicii aceștia erau speranță, revigorare. Dintr-o dată fețele lor au început să se lumineze. Au rămas fără cuvinte, parcă erau rușinați de ceea ce au spus până în prezent. Ne imaginăm, oamenii aceștia mergeau, oamenii în toată firea, vorbeau despre această nenorocire, această decepție din viața lor și mergeau plângând pe drum. Spunea cuvântul lui Dumnezeu, citeam noi puțin mai devreme, nu? Că n-au mai putut să-și rețină durerea și plângeau, oamenii în toată firea, plângeau. Ce s-a făcut cu Iisus? Atât de mult țineau la El. Și acum nu știa ce s-a făcut cu Iisus. Se vedeau fără busolă, fără speranță. Și noi acum unde mergem? Ne-am pus încrederea în El. Totul s-a ruinat. Și dintr-o dată, în momentul în care străinul acesta s-a apropiat de ei, a început să le aducă speranță și nădejde. Ei, vremea a trecut și încetul cu încetul se apropiau de sat, de Emaus. Și probabil chiar se apropia de casele lor. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 24 și 29 din Sfânta Scriptură, când s-a apropiat de satul la care mergeau, El s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de El și i-a zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. O nouă lecție pe care noi o putem învăța și din acest aspect. Aparent a venit speranță în viața și inima lor, dar parcă erau mai curioși să vadă de fapt cine este străinul acesta. Și putem vedea reacția Domnului Iisus Hristos. Ar vrea să înțelegem fiecare dintre noi acest lucru. De multe ori întrebăm și dacă există Dumnezeu, unde este atunci când ai nevoie de El? Și dacă există Dumnezeu, de ce nu intervine în viața mea? Dragii mei, Iisus face absolut totul pentru noi. Avem și noi puțin de făcut. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că acești oameni, în momentul în care s-au apropiat de casele lor și vreau să meargă către casele lor, Domnul Iisus Hristos s-a făcut că merge mai departe. Merge în drumul Său mai departe. Are probleme, era un străin. Dar este interesant că ucenicii nu și-au pierdut acel spirit pe care l-a primit cândva de la învățătorul lor. Și a stăruit de el, spune cuvântul lui Dumnezeu, să rămână cu ei. Să rămână în casa lor. Pentru că se face seară. Pentru că este târziu. Pentru că drumurile acelea muntoase sunt periculoase. Și ar vrea să mai împărtășească din acest cuvânt în experiențele sale împreună. Să asculte de fapt să vadă ce are de făcut. Este interesant ideea pe care o găsim în Hristos Lumina Lumii, pagina 800, paragraful 3. Este interesant ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și este foarte important pentru fiecare dintre noi. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi stăruit cu invitația, ucenicii n-ar fi știut că cel care însoțea era Domnul care înviaseră. De multe ori Iisus trece prin dreptul nostru, prin viața noastră și ne spune lucruri minunate, dar noi uităm să-L invităm în viața noastră. Uităm să fie oaspete în casa noastră. Ne mulțumim cu El doar la biserică,
Ne mulțumim doar cu El atunci când ascultăm un serviciu divin, poate așa cum îl ascultăm acum, în momentul acesta. Și vrem să auzim doar așa o experiență din partea lui Dumnezeu și din partea lui Iisus. Dar nu îl invităm să rămână în viața noastră și în casa noastră. Dacă oamenii aceștia care au fost atâta vreme cu Iisus, în momentul acela, nu l-ar fi invitat pe Iisus să rămână cu ei, ar fi rămas întotdeauna pentru ei un străin. Și ei n-ar fi știut că Iisus a înviat. Ce experiență se poate întâmpla și cu noi, cu fiecare dintre noi? Să avem această ocazie de aur, să fie Iisus lângă noi, chiar atunci când avem nevoie. Și noi să fim totuși concentrați asupra noastră, asupra problemele noastre și să lăsăm pe El să meargă mai departe. Să se descurce așa cum știe El. Și ne spune cuvântul inspirat aici că Hristos nu își impune niciodată prezența. Adică El nu vine cu forța. El se interesează de acei de care au nevoie de El. Bucuros va intra în casa cea mai umilă și va umple de bunăvoie inima celui mai umil. Dar dacă oamenii sunt prea nepăsători ca să se gândească la oaspetele dumnezeiesc sau să-L roage să rămână cu El, El trece mai departe. În felul acesta, mulți au de suferit pagube mari. Ei nu-L cunosc pe Hristos mai mult decât au făcut ucenicii pe când mergeau cu ei pe cale. Adică Hristos pentru ei rămâne un străin. Aș vrea să rămânem cu o lecție fiecare dintre noi în această zi, cu această ocazie. Să înțelegem de fapt că Iisus întotdeauna este lângă noi. Iisus este alături de noi atunci când suntem la încurcătură, atunci când avem probleme, atunci când avem pierderi, atunci când avem întrebări și nu găsim răspunsuri, atunci când suntem disperați. El este acolo cu noi. El ne înțelege necazul și El vrea să intervină în viața noastră. Problema este, îi dăm loc? Îl invităm în casa noastră? Îl primim ca să fie oaspete permanent în viața noastră? Dorim ca să ascultăm cuvântul vieții sau ne mulțumim doar așa ocazional să-L întâlnim pe drum, să-L tratăm ca un străin, să nu facă parte din familia noastră, să nu facă parte din inima noastră. Și atunci, spunea atât de frumos acest citat, în felul acesta, mulți au de suferit pagube mari. Atunci când nu-L primești pe Dumnezeu în viața și inima ta, de fapt pierzi totul. Ce s-a întâmplat în viața acestor oameni? Îl primește pe Iisus în casa lor și pune ceva pe masă ca să mănânce împreună. Ce-o fi avut ei? Erau de atâtea zile plecați. N-aveau mare lucru. Probabil o mâncare foarte sărăcăcioasă și simplă. Dar au pus-o acolo cu bucurie. Iisus nu aștepta ca să fie primit regește. El nu pentru aceasta a venit. Și spunea atât de frumos cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelie: eu n-am venit ca să fiu slujit, ci am venit ca să slujesc. În momentul acesta, El nu aștepta să fie primit extraordinar, cu sunete de trâmbiță, așa ca primirea aceea pe care i-au făcut-o când au intrat în Ierusalim. Nu. Dorea în mod sincer să-L primească în viața și în casa lor. Și ei au făcut-o, pentru că doreau să asculte mai mult de la El. În următoarele momente, au pus pe masă bucatele pe care le aveau. Și așa cum făcea Iisus în mod obișnuit, a înălțat rugăciunea și a binecuvântat masa. Atunci s-a întâmplat un lucru extraordinar în mintea ucenicilor. Ceea ce se poate întâmpla în viața și inima ta, în momentul în care îi dai loc lui Iisus să pătrundă în viața ta. Spune Evanghelia lui Luca, capitolul 24, versetul 31-34. Atunci li s-au deschis ochii și L-au cunoscut, dar El s-a făcut nevăzut înaintea lor. Și au zis atunci unul către altul: nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? S-a sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând: a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Extraordinar! Oamenii aceștia care își plângeau de mină unul altuia, nu vedeau cărarea pe care mergea, se împiedicau din cauza problemelor și a nevoilor, vedea în Iisus un străin și urca drumul acela către casa lor, supărați. N-au mai stat la masă, deși era noaptea târziu, s-au întors înapoi, plin de bucurie de fapt că Iisus, Domnul lor, e viu. Au un Dumnezeu viu.
N-au fost înșelați, Iisus niciodată nu i-a înșelat. Citesc un ultim gând din Hristos, Lumina Lumii, pagina 801. Noaptea este întunecată și poate să fie întunecată și în viața ta, și în viața mea, în viața noastră. Cu cât ne apropiem mai mult de venirea Domnului Iisus Hristos, această noapte va fi tot mai puternică. Nu vom mai vedea cărarea. Ni se pare că vom fi abandonați, ni se pare că vom rămâne singuri. Vom gândi poate așa cum gândea Ilie odinioară, sunt singur, dar niciodată nu vei fi singur. Întotdeauna Dumnezeu a avut și are un popor. Are un popor deosebit care își pune încrederea în Dumnezeu. Așa după cum acești oameni care nu aveau, citeam noi din Spiritul Profetic, nu aveau vreo slujbă extraordinară aproape de Domnul Iisus. Nu erau niște ucenici însemnați, dar l-au iubit cu adevărat. Noaptea pentru ei și pentru noi poate să fie foarte întunecată. Dar spune aici, dar soarele neprihănirii luminează asupra lor. În momentul acela, soarele neprihănirii lumina asupra lor. Inima lor tresălta de bucurie. Li se pare că sunt într-o lume nouă. Pentru ei, împărăția lui Dumnezeu a început. A început pentru tine împărăția lui Dumnezeu? Ești într-o lume nouă sau încă ești tot în această lume apăsată a disperării? Este foarte important. Nu privi la necazurile din viața ta. Nu privi la negura care te împresoară. Privește la Domnul Iisus Hristos, că El este acel care luminează calea ta. El este acela care aduce speranță în viața ta. Li se părea că sunt într-o lume nouă. Hristos este un mântuitor viu. Ei nu-L jelesc ca pe un om mort. Hristos a înviat, repetă mereu și mereu. Dacă la urcarea către casa lor, atunci când mergeau spre Emaus, plângeau, acum veneau cu bucurie, era întuneric, era noaptea și strigau în gura mare, Hristos este viu, Hristos a înviat, plin de bucurie. Poate că unii oameni care auzeau, ziceau, băi, ăștia s-au ieșit de minți. Dar pentru ei nu conta. Aveau un Dumnezeu viu. Speranța a renăscut. Erau mult mai bucuroși decât fuseseră vreodată. Spune că repetau mereu și mereu aceste cuvinte. Aceasta e solia pe care eu aduc acum celor întristați. Trebuie să le povestească întâmplarea minunată de pe drumul către Emaus. Trebuie să le spună cine li s-a alăturat pe cale. Ei duc solia cea mai mare care s-a dat vreodată lumii. Vestea bună de care depinde nădejdele neamului omenesc. Atât pentru vremurile acestea, cât și pentru veșnicie. Aceasta este solia pe care trebuie să o duci tu. Aceasta este solia pe care trebuie să o duc eu. Să o ducem cu toții. Avem un Dumnezeu viu. Un Dumnezeu care și-a dat viața pentru tine și pentru mine. A plătit pentru ca noi să putem fi copiii lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Ne-a dat puterea și această putere se găsește în crucea de la Golgota. Ne-a dat puterea ca să ne numim copii al lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să lucreze în viața și inima noastră. Și atunci când suntem apăsați, când deznădejdea pune amprenta pe viața și pe inima noastră, să privim la Iisus, să privim la El și să înțelegem de fapt că El nu ne lasă niciodată singuri. El este acela care a murit pentru tine și pentru mine. Și astăzi suntem liberi să-L primim în viața și inima noastră. Primește-L în viața ta și lasă-L ca El să-ți lumineze calea. Și atunci, cu siguranță, vei înceta să mai privești la lucrurile întunecate din lumea aceasta și vei avea nădejde, credință și curaj să spui și altora că ai un Mântuitor viu. El a murit pentru tine și pentru cei dragi ai tăi. Domnul să binecuvânteze familia ta, biserica ta. El să ne binecuvânteze pe toți și să putem ajunge în cele din urmă în împărăția lui Dumnezeu. A Lui să fie slava aici și în veșnicia Sa. Amin.